s-a spus de-a lungul vremii: drum, uliță, pod și cale. N-a fost în țară stradă ca ea, mai vie și mai plină de istorie. E plămădită cu sufletul nostru. E calea victoriei. În 1692, calea Mogoșoarei, vechiul drum pe care banul Mogoș mergea către moșia sa, deveni, prin ordinul dat de votă Constantin Brâncoveanu, podul Mogoșoarei, deoarece fu pavat pe toată lungimea sa cu pârne de lemn ca un pod. În 1833, podul Mogoșoaiei este pavat cu piatră, dar trotuarele se lasă așteptate și apar abia 40 de ani mai târziu, exact la timp pentru a sărbători un moment extraordinar al românilor. Pentru măria sa, regele Carol I, pas de defilare, înainte, marș! Anului 1877, de la Smârdan, Plevna, Vidin și Grivița, le-au adus românilor mult visata independență. Din acel an măreț, podul Mogoșoarei s-a numit Calea Victoriei. Ne întâlnim pe cale. Așa își promiteau prietenii revederea acum 100 de ani. Oprește-mi! Calea Victoriei era locul de întâlnire al unei țări întregi. Era în același timp plimbare și piață de flori, tribună și cafenea, galantar și loc regal, dar mai presus de orice, era tărâmul de vis al tuturor balurilor și banchetelor. Constantin Tănase, Fănică Luca, Grigoraș Dinicu, dar și Coana Mița Biciclista, dau tonul petrecerilor. Uite, uite, ia-i, Coanumiță! Salutare, Coanu! Cu un trecut atât de atrăgător, Calea Victoriei este venită parcă să fie pentru totdeauna calea dansului, a muzicii și a bucuriei.